Dar tot la societatea civilă, cu o precizare scurtă, ce expertiză ar da SIS-ului? Există mai multe organizații care au foarte bună expertiză în domeniul politicilor de securitate și apărare. Sunt oameni care în Republica Moldova. Da, sigur. Cei care au făcut instruiri la Fondul Marshall, cei care au făcut instruiri pe diverse platforme occidentale, cei care, evident, hai să pornim de la funcțiile de bază a serviciilor speciale. Există informații care este clasificată, care nu trebuie să ajungă la public, dar și există și anumite goluri în care expertiza economică avansată poate să ajute acestui serviciu, SIS-ului, să devină mai performant, să fie mai calitativ, să înțeleagă care sunt mizele. Pentru că, de exemplu, deschiderea business-ului cu criptovalută din Transnistria întrunește mai multe tipuri de probleme. Întrunește o întrebare cum a ajuns echipamentul cumpărat în străinătate, în Marea Britanie, prin vama moldovenească la Tiraspol, pentru că n-a trecut prin teritoriul ucrainean. Cine sunt acționarii acestor mari companii? Sunt vreo 9 ferme de minare, adică de dezvoltare acestor monede în Transnistria, care reprezintă evident o afacere asupra căruia SIS-ul și alte agenții ale statului Republica Moldova trebuie să fie foarte atente. Vă mulțumim mult, dar atunci aceste organizații care dețin această expertiză la caz, așa, de ce nu s-au expus atunci când a fost acele situații de extrădări, de... Cum nu s-au expus? Iată, de exemplu, câteva zile în urmă a apărut un studiu, mi se pare că Expert Group a participat la prezentarea harm, a daunilor pe care le aduce economia Republicii Moldova, dezvoltarea criptovalutelor în regiunea transnistreană. Atunci când cei 7 cetățeni, profesori turci de la liceul Horizont, au fost scoși noaptea ca niște infractori și trimiși în închisoarea lui Erdogan, evident că au existat foarte multe proteste. Chiar și eu am semnat niște scrisori foarte dure în adresa instituțiilor europene, pentru că Republica Moldova, prin abuzarea legii cu privire la imigrație și azil, și-a dezonorat niște obligații internaționale. Cine a fost tras la răspundere pe marginea acestui caz? Nimeni. Din contră, bănuiesc că această extrădare cu voită, silită, și-au dorit-o probabil autoritățile turce cu complicitatea SIS și cu indicațiile politice ale unui partid aflat la guvernare.